O țară, două războaie. Războiul arabo-israelian din 1967 și atacul Iordaniei în 1970 asupra Organizației pentru Eliberarea Palestinei au adus multă tulburare în Orientul Mijlociu. Un reporter tânăr a luptat zilnic pentru a rămâne în viață. Priviți! Born into war, Abdallah Daher learned at an early age what it means to survive. Născut în timpul războiului, Abdallah Daher a învățat de la o vârstă fragedă ce înseamnă să supraviețuiești într-o țară devastată de haos, incertitudine și moarte. În 1970, în Liban s-a dus un război între Israel și palestinieni. Organizația pentru Eliberarea Palestinei a lansat zilnic bombe și proiectile din Liban spre Israel. În timp ce israelienii își apărau țara, a izbucnit un război între creștinii și musulmanii libanezi, iar tânărul Abdallah s-a aflat în mijlocul acestor două războaie. Ca reporter, el a cunoscut din propria experiență ce înseamnă moartea și pierderile profunde, însă, în 2000, Abdallah și familia sa au primit azil departe de război în Statele Unite. În prezent, reporterul, producătorul și directorul premiat ne spune povestea sa. În noua lui carte intitulată Fight, Abdallah ne prezintă realitățile crunte ale războiului și modul în care Hristos i-a dat speranță și pace în mijlocul războiului. O bombă a explodat chiar lângă mine. Bomba a ucis și a rănit pe cei care au stat în fața ei. Soldatul care m-a confruntat m-a împins departe de bombă, astfel a fost singurul care a scăpat nevătămat.